Hașodor Hei a intrat tare în meci și a marcat de 3 ori consecutiv în primele 5 minute. Tinerii handbaliști conduși de Răzvan Bernicu au egalat însă în minutul 18 și l-au obligat pe Vlad Caba să solicite time-out. Suciovenii au înscris apoi 6 goluri consecutive, intrând la vestiare cu un avantaj neașteptat 14-12. Gazdele au continuat să joace de la egal la egal cu Hașodor Hei și după reluarea jocului. Sandu a dus scorul la 21-19 în favoarea studenților în minutul 42 al întâlnirii. Din acel moment, harghitenii au pus stăpânire pe joc și au marcat de 8 ori consecutiv în poarta suceveană. La scorul de 21-27 nu a mai fost loc de surprize. Hașodor Hei s-a impus în final cu 32-24 și a urcat astfel pe podiumul Ligii Naționale. De cealaltă parte, CSU Suceava a căzut pe ultimul loc al clasamentului. În etapa următoare, trupa lui Răzvan Bernicu va juca miercuri în deplasare cu Pătai Saturda.